Am revenit în direct. Neînțelegeri în coaliție. Dan Barna îl contrazice pe Florin Cîțu în ceea ce privește remanierea miniștrilor. Copreședintele USR Plus a explicat la Digi24 că e exclusă varianta ca șeful guvernului să poată remania un ministru fără acordul partidului din care face parte. Florin Cîțu anunța că va face o evaluare a membrilor cabinetului său după 6 luni de la instalare. I-a dat de înțeles că miniștrii care nu fac performanță și-ar putea pierde mandatul. O să vedem peste 6 luni, peste un an, fiecare partid își evaluează permanent colegii miniștri și încercăm să ne asigurăm că avem că funcționează pe logica programului de guvernare. Aia e, de fapt, cadrul în care discutăm de evaluare. Programul de guvernare e grea de coaliție. Să înțelegem că prim-ministrul nu va putea niciodată să remanieze un ministru de-al dumneavoastră dacă dumneavoastră nu vreți asta? Păi... categoric se poate întâmpla lucrul ăsta, dar asta presupune remanierea întregii coaliții. Adică dacă nu există varianta în care premierul ia un ministru de la noi cu mâna fără acordul nostru, cum nu există nici varianta ca eu, ca unul din liderii coaliției, să fac acest lucru cu un ministru al PNL-ului. Este o coaliție, coaliția are reguli foarte clare, sunt 3 parteneri la masă, fiecare partener are o echipă de miniștri, deciziile se iau în coaliție... Sigur că da, asta e funcționalitatea, nu există alta. Adică restul sunt, mă rog, speculații, glume. În vară, premierul evaluează performanța ministrului. Am spus, era foarte simplu, spus, premierul este un singur premier care face această evaluare, pentru că avem un singur premier. E singur, dar care e acela? Florin Negruțiu, te salut, mulțumesc tare mult că ești cu noi. Ne uităm la această, nu știu, diferență de opinii, oare, sau cum să numim? Dacă va continua această guvernare cu 3 guverne, se va duce în gard. Evident că nu poți să ai 3 guverne la Palatul Victoria. Unul guvern și unul singur. Un singur premier și un singur guvern. Eu am înțeles din ce a spus premierul Florin Cîțu că va face o evaluare la jumătatea anului pe cheltuieli, pe buget. Adică mi se pare normal, ți-am dat 10 lei, spunem după 6 luni ce ai făcut cu ei. E cheltuit? Nu e cheltuit? Mai e nevoie? Mai trebuie să îmi dai înapoi? Asta era evaluarea de care vorbea premierul, cheltuielile bugetare. Cum v-ați încadrat în acest buget pe care l-am negociat, l-am făcut cu greu, dar ăsta este. Acum va trece bugetul de parlament. Le-a și cerut Florin Cîțu să nu depună amendamente parlamentarii coaliției, tocmai pentru că este foarte strâns. Cheltuielile sunt foarte, foarte mari cu acest buget și spunea Florin Cîțu nu mai suportă bugetul cheltuieli suplimentare. De asta noi încărcări pe buget nu mai poate să suporte acest buget. Asta era evaluarea pe care am înțeles că o face premierul Cîțu. Sigur că nu va putea niciodată să dea afară din guvern un ministru USR sau UDMR fără ca acest lucru să se negocieze în coaliție. Asta ne spune domnul Barna. Nu poți să iei un ministru de al nostru și să-l dea afară pentru că este al nostru. Doar pentru că face parte din USR Plus, lucrurile astea se discută în coaliție. Probabil o remaniere va avea loc la un moment dat, dar cred că cu toții ar trebui să se concentreze pe buget, în primul rând să treacă de parlament și apoi să vadă cum fac aceste cheltuieli bugetare, astfel încât să atingă și ținta de deficit și obiectivul de investiții din 2021, care este unul, să spunem, foarte generos. Da, partea cealaltă a leului în condiții astea, Florin, este nu poți să dai ministrul afară pentru că aparține nu știu cărui partid. Adică nu-l dăm până nu ne zice partidul, dar pe de altă parte ajungem la situația în care nu-l dau afară pentru că e de-al partidului și atunci nu se poate da afară. Nu prea poate să funcționeze așa. Dacă un guvern va merge în permanență cu frâna de mână trasă, asta este garanția eșecului. Premierul este șeful guvernului, premierul este șeful miniștrilor, fiecare ministru a trebuit, din punct de vedere tehnic, nu? Pe domeniile asumate și pe obiectivele asumate și pe bani, pe buget, să dea raportul în fața premierului. Apoi discuțiile politice astea vor exista și negocierile vor exista în coaliție, iar momentul remanierii, repet, va fi discutat nu doar la Palatul Victoria, ci va fi discutat în coaliția de guvernare, pentru că este o coaliție formată din 3 partide. Da, evaluarea premierului trebuie să se întâlnească cu cea a partidului? Așa ar fi ideal. Doar că de multe ori am văzut-o în formulele astea de coaliție,
Premierul nu poate să dea afară un ministru al unui alt partid, indiferent cât de incompetent este acel ministru, până nu are și acordul șefilor lui politici. Deci va fi o negociere, într-adevăr, în coaliția de guvernare, orice fel de remaniere guvernamentală. Despre buget, imaginea de astăzi sunt sigur că l-ai văzut, Florin, au fost oarește proteste, polițiști care au folosit fumigene. Întrebarea directă e, de fapt, dacă înțelegem motivul acestor proteste. E o lege în acest moment în vigoare care le garantează acestor oameni că nu se va atinge cel puțin un an de zile nimeni de salariul lor cu minus. Deci cel puțin cu minus nu se va întâmpla nimic. Nu, dar protestele sunt pe înghețarea salariilor. Adică de ce ne-au înghețat nouă bugetarilor salariile în 2021? Mie, ca lucrător în domeniul privat, mă rog, da. Milioanelor de oameni care lucrează la privat și care se uită la televizor, mi se pare bizar lucrul ăsta. Pentru că, repet, au fost 1 milion de oameni în șomaj tehnic. N-au fost de la stat, au fost de la privat. Au fost sute de mii de oameni care și-au pierdut locurile de muncă în pandemie. E, nu i-am văzut protestând, nu i-am văzut ieșind afară, în stradă, nu i-am văzut la Cotroceni cu fumigene. Și mai e ceva, oamenii ăștia sunt din domeniul siguranței și ordinii publice. Cei care sunt la Cotroceni. Eu am mai văzut acum ceva ani, când aruncau cu chipiele în curtea la Cotroceni și strigau ieși afară javră ordinară. Pe vremea lui Traian Băsescu era. Pe vremea lui Traian Băsescu. Momente de genul ăsta vor fi pe tot parcursul anului 2021. Să știi că nu este ușor pentru oamenii ăștia să piardă niște venituri, niște privilegii. Pentru că asta înseamnă, de fapt, sporurile. Nu le ia nimeni. Adică, din contră, au primit garanții nu le cresc. Păi nu le cresc, dar anul ăsta sunt acolo, cu condiții în care foarte multe lucruri, poate că ar fi loc de... Nu? De asta spun că este de neînțeles pentru mare parte din oamenii acestei țări, și încă o dată, nu antagonizăm privatul cu statul, dar este de neînțeles pentru un om care și-a pierdut slujba, care a văzut că îi se diminuează veniturile, care a trăit cu banii de la mama, pentru că pur și simplu nu s-a închis. S-a închis afacerea, s-a închis locul unde lucra. Deci este de neînțeles cum oamenii ăștia strâng și trag de aceste venituri și de aceste creșteri prognozate. Este același lucru pe care l-am văzut la metrou. Deci au ieșit cei de la metrou în stradă ca să-și apere creșterea cu 18% dată prin contract colectiv de muncă negociată în 2020. Deci de asta au ieșit. Nemulțumiți că nu li se acordă această creștere. Nu că li se taie salariul. Deci este de neînțeles pentru un om care și-a pierdut jobul, i s-au diminuat veniturile, a ajuns în șomaș tehnic, ca acești oameni să protesteze pe ce? Pentru că li s-au înghețat veniturile în 2020. Adică tocmai au obținut o garanție că anul acesta, în condițiile date, nimeni nu se va atinge de veniturile lor. Exact. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru comentariul tău.